Cra. Băieți, uitați-vă la freza mea minunată. Mulțumesc de 300.000, vă apreciez aici la suflet. Cra. Cra? Cra, 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 cra. Bun, ce mai faceți, copii? Toate bune? Astăzi o să... Ce? Unde sunt cu toții? Vai, ăștia au chiulit! O să mă omoare directorul la cafă că nu e niciunul în clasă. Aș face bine să mă rog să-i găsesc repede până nu vede careva. Păi tule, mama lor de YouTuber, când eu îi prinde eu... Bă, dar ce dracu ne-ai adus aici, dragile? Tu nu vezi că nu e nici țipenie de om, dracu? Da, poate ne mănâncă animalele feroce ale pădurii. Stați, mă, calm, că doar de aia l-avem pe Cătălin cu noi, nu? Așa ziceam și eu. Bun, deci planul e următorul. Trebuie cumva să găsim adevăratul jurnal și să aflăm ce note am luat până la urmă la evaluarea națională, că altfel suntem morți dacă picam și nici măcar nu știm. Păi și ce avea Dorian? Zici că era fake atunci? Da. Ia stai așa, adică ne-ai băgat prin toate coclaurile astea ale pământului doar ca să găsim amărutul ăla de jurnal? Da. Păi și ce e așa de important la el și de unde știi tocmai tu dintre toți că ăla e fals? L-ai scris tu sau ce? Lasă asta, nu contează de unde știu, dar ce știu cu adevărat e că trebuie să-l găsim pentru că acolo se află răspunsul la toate întrebările noastre. De ce dentistul ăla sirian la care am fost se uita ciudat la mine? Da. De ce nu pot să-mi fac selfie-uri și în timp ce dorm? Da. Da. De ce ești așa de sexy și inteligent? Bun, și atunci, de unde știi că cel pe care l-a furat Abi nu e cel adevărat? Doar știu, ok? Păi și atunci, crezi că o să-l găsim în mijlocul pădurii? Nu, nu chiar în mijlocul pădurii, pe cât... Aici, în peștera asta, știu că l-am... a fost ascuns, deci îl vom găsi cu siguranță, dar mai întâi... Are careva o lanternă? Wow, deci tu chiar ai de toate în stomacul ăla. Iac! Haideți că mai avem puțin și am ajuns. Unde dracu am ajuns, bre? Că nu văd decât lilieci ăștia și o grămadă de oameni morți pe jos. Lilieci? Da, stați liniștiți că e pe undeva pe aici. Ar trebui să fie... Aha, uite-l, l-am găsit! Atâta timp, e din nou al meu! Ce? Adică tu? Ce se întâmplă? Nu știu, cred că se dărâmă peștera. Fugiți, bă! Cine-i ultimul e fraier? Așa deci, va să zic că copiii au scăpat basma curată și de data asta. Dar acum au și jurnalul. Asta nu e bine. Cumva trebuie să-i oprim înainte să-l deschid. Că dacă nu... Fiu, bine că n-am murit dracu acolo. Zici? Copii? Copii? Sunteți aici? E proful să nu afle că suntem aici. Dacă ne prinde o să ne ia jurnalul. Hai rest, nu vă mai ascundeți. Am văzut resturile de mâncare lăsate de Recodrin. Știu că sunteți pe aproape. Aha, de ce aici erați? Ce mama naibii căutați în mijlocul pădurii când voi trebuia să fiți la ore? Voi știți ce o să facă directorul dacă află că nu e nimeni în clasă acum? Haideți, mișcați-vă la înainte să afli și să o mierlim cu toții. Bine, domn profesor. Bine, fă. Ce dracu e asta? Ia de-l încoace. Jurnalul vieții, care e faza cu el? Am ajuns să am coșmaruri noaptea din cauza lui. Dacă îl mai văd odată, nu știu ce o să vă fac. Nu! Psi? Mai avem un pic și planul nostru va da roade. În doar două episoade, youtuberii ăștia nici nu vor ști ce i-a lovit. Trebuie doar să-i ținem departe de jurnalul ăla afurisit. Taie, taie.